ne întrebăm care este, de unde vine calitatea spirituală a unui om. Vine din bunătate, să știți. Vine din compasiune. Sau se numește compasiune. Există o înțelegere profundă a lumii pe care o are un spirit liber, un om spiritual. O să vedeți în următorul filmuleț. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีเฉลยบีนะ este să stabilim ce ne dorimcel mai mult în viață. De aici trebuie să plecăm. Ce vrem, de fapt? Marea majoritate doresc să-i ajute pe ceilalți. 90% din oameni. Dar pentru aceasta trebuie să învățăm să ne iubim pe noi înșine întâi. Majoritatea oamenilor nu știu acest lucru. Și nici nu știu să se iubească pe ei înșiși. Toate bolile umane au la origine această lipsă de iubire de sine, într-un fel sau altul. Și restul de oameni, faptul că nu știm să iubim pe ceilalți, de fapt. Uneori exagerăm în iubirea noastră și ne dăruim excesiv, de exemplu, în cancerul la sân. Cancerul la sân este provocat la femei datorită unei iubiri excesive de care ele nu știu că este patologică, adică nu înțeleg de ce ar fi rău să iubească atât. Orice exces nu este bun și este un dezechilibru și duce la cancerul de sân. Ele se sacrifică. Cuvântul sacrificiu nu este benefic. De asemenea, diabetul, bolile cronice, accidentul vascular cerebral, toate sunt tipare de neiubire sau tipare de iubire modificată, în exces sau în minus.
Adică nu este o iubire armonizată, nu este o frecvență corectă de iubire. De multe ori nu ne regăsim, nu ne simțim bine noi cu noi înșine, nu ne plăcem și atunci pot apărea boli psihice. Este o dereglare pe chakra aceasta a minții, chakra numărul 7, 6. Și apoi pe chakra 7, care este chakra spiritualității, pentru că ele două sunt legate. Alteori îmbrăcăm comportamente greșite. De exemplu, femei care sunt mai mult yang și au pierdut feminitatea sau lucrează din feminitate. Sau bărbați care au prea mult yin, sunt prea sensibili și deci n-ar fi asta o problemă, dar invalidează acest lucru. Nu știu să lucreze cu această bunătate, cu această generozitate și sensibilitatea lor. Și acest lucru duc în primul caz la boli feminine, da? De exemplu, toate bolile ginecologice, dar și la boli masculine. De exemplu, toate bolile care țin de schelet și de mușchi. Totul se taxează, să zicem așa, în sau pe corpul fizic. Deci există un corespondent practic între toate aceste dereglări energetice sau tipare comportamentale și, de fapt, și corpul fizic. Unii oameni se întreabă ce este răutatea, sau de ce este răutate pe lume. În primul rând că răutatea nu există. Există doar lipsa iubirii. Un om, prin creație și prin definiție, este iubitor. Noi așa ne naștem iubitor, Dumnezeu așa ne concepe și noi, în fundamentalul nostru, suntem iubitori. Acum, dacă nu cunoaște omul, dacă nu primește când e mic și apoi în societate iubire, trebuie să știți că el se apără. Adică, precum animalele când sunt agresate și atunci devine și el agresiv. Pentru ființa umană care funcționează cu iubire, să zicem, exclusiv, lipsa iubirii este o formă de agresiune. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru. Și atunci reacționează. Apare ce în lipsa iubirii? Teama și apoi furia. Și așa apare agresivitatea, așa apare răutatea. Deci, semințele răutății sunt, de fapt, precedate de o lipsă de iubire. Trebuie să începem să privim la acest lucru, ca medici, ca psihologi, ca psihiatri și ca societate. De aceea Iisus a spus să întoarcem obrazul, pentru că așa a spus Iisus, să întoarcem obrazul. Cel mai bun medicament pentru răutate și pentru agresivitate este iertarea. Este iubirea. Dar și fermitatea. Și exemplu personal. Mai ales exemplu personal. Noi nu avem repere, nu avem exemple personale. Nici în politică și nici în biserică suficiente în momentul acesta. Încât să fie un factor catalizator pentru ceilalți. Și da, există excepții și în politică și în biserică. Dar este nevoie de ceva mai mult. Este nevoie de o masă critică. Uneori, noi nu ne înțelegem. Încurajăm copiii să crească în familii. Și e normal să crească în familii. Dar sunt foarte multe familii disfuncționale. Și uităm ca societate să susținem, să corectăm familia. Nimeni nu se ocupă de familii. Nimeni nu sfătuiește mama, de exemplu, și nu educă tinerile familiei, pentru că de aici ar trebui să plecăm. Iubirea primită sau nu în copilărie, lipsa de încredere apoi și curajul sau lipsa de curaj a tatălui, de exemplu, marchează profund și definitivează personalitatea, comportamentul viitorului adult. O să vedeți că până și căsătoria lui o marchează. Și marchează apoi și prin copiere și urmașii lui, nepoții lui. Femeile care au foarte mult yang, pentru că avem în cazuistică foarte multe femei în cabinet aici care vin cu probleme, cu boli. Oamenii vin cu boli. Și noi constatăm că e o disarmonie energetică sau un tipar comportamental greșit. Și vorbeam de cele care au foarte mult yang, adică sunt
mai masculină. Ele de multe ori urmează exemplul mamei, au copiat tiparul, un tipar greșit. Sau îl evită, pentru că de multe ori să știți că și evită, de exemplu, sunt femei care au avut niște mame care, de exemplu, erau prea timide și atunci ele au, fiindcă nu au fost de acord cu mama că e prea timidă, au devenit niște femei puternice ca să evite să fie ca mama. Da? Deci au sărit din lac în puț, spunem noi. Nici acest lucru nu este bine. Prima, să zicem, fărâmă de educație, noi o primim la grădiniță. Și să știți că este fără esență. Pentru că noi ce facem? Învățăm copilul să scrie, că acum învățăm de la grădiniță copilul să scrie. Dar noi nu-l învățăm să se iubească pe sine. Uităm acest lucru, nu știm ca societate. Și am să închei această seară cu o demonstrație surprinzătoare despre afectivitate și despre iubire pe care a trebuit să o primească fiecare copil. O să vedeți de unde vin. A sunat Daria Rădulescu, moderatoarea noastră, și m-a rugat să vă transmit armonie în suflet. Iar eu vă doresc să fiți și sănătoși și credincioși.